soacră cum nu-i alb, îi cam place ciocolata. Dar nu-i dau că e nervoasă și face urât prin casă. Are Facebook și TikTok, n-are astâmpări deloc. Când gătește toate cele, dansează după manele. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Cam cu modă și se îmbracă la modă. Își dă cu ruj rezistent și se face permanent. I-a zis socul meu că-i grasă, dacă nu slăbește o lasă. Și ea una tinerea, de-a nebunii soacră mea. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Cea mai tare îi plac fructele de mare și serialele turcești, dacă o vezi nebunești. Vrea vacanță în Grecia, nu se mai poate cu ea. Nu mai vrea la Techerghiol, că se umple de nămol. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. S-au schimbat și soacrele, nu mai sunt ce-au fost odată, când era bunica fată. Oricât de moderne sunt, le stau nurorile în gât. Și cu ginerii se neacă, mai rar unul să le placă. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Să trăiască soacră mea, ca să mă bucur de ea, ca să mă bucur de ea. Ca în seara de ajun, când apare Moș Crăciun, când apare Moș Crăciun. Doamnelor și domnilor, a apărut și Moș Crăciun. Am deschis ediția din această seară a emisiunii noastre Rămășa pe Folclor cu celebra genii Nicolau. A interpretat un cântec pentru toate soacrele prezente în aceste momente în fața micului ecran. De ce ne-am adunat noi în această seară aici? Păi ne-am adunat să o sărbătorim pe prietena noastră, pe genii Nicolau, pentru că alaltăieri a fost ziua ei, mai exact în 13 iunie, am plinit frumoasa vârstă de 18 ani. La mulți ani, genica noastră. Mulțumesc. Să fii sănătoasă, să-ți dea Dumnezeu tot ce este mai bun și mai frumos pentru sufletul tău minunat și frumos. Mulțumesc din toată inima, am împlinit 18 ani, deci sunt majoră și pot să fac absolut ceea ce îmi doresc de acum încolo. De asta sunt și atât de fericită și de pozitivă, pentru că este o femeie mișto. Mi-am câștigat dreptul de a spune nu, mi-am câștigat dreptul de a spune absolut orice ce doresc și de a face tot ceea ce nu am făcut în tinerețile mele, care nu sunt îndepărtate, deci sunt foarte aproape, sunt la un prag acolo. Și mi-am dorit din tot sufletul să vin aici, la Etno, în primul rând pentru
prietenii mei pe care i-am de ceva vreme, e adevărat, ei se cam împuținează așa cum trec anii, dar eu sunt fericită că rămân cei buni și cei minunați. Mai aveam 2-3 persoane în această seară care vor veni pe 29 pentru că astăzi n-au putut. Eu pe 29 mai organizez o emisiune, o surpriză, o lansare și sunt onorată ca în această seară să am invitații așa dragi și o să iau așa, dacă îmi permiți să o prezint pe... Te rog, chiar te rog să-i prezint pe Vasilica Tătaru, care este una dintre artistele mele preferate din toate punctele de vedere, ca și actriță, ca și interpretă de muzică populară, un om de mare, mare caracter pe care eu o prețuiesc cu toată ființa mea și este foarte bine lipită de sufletul meu. Scuze-mă, că... nu, că nu-ți dau voie. Genia a spus așa, a spus interpretă, a spus actriță și mai vin și eu cu o complectare și prezentatoare de emisiuni folclorice, prezentatoare de festivaluri folclorice. Fiind actriță, îți dai seama că aici este culoarul ei. Da, uite, ne lăudăm și noi, să știi că în curând vom prezenta festivalul de la Brăila, eu și Vasilica, să știi. Vai, ce mă bucur! Și ce până mă la bucur. Festivalul de la Brăila, bună seara tuturor, îmi faci o deosebită plăcere să fiu în această seară aici la tine, la Rămășac, pe Folclor, Georgel, și cu atât mai mare mi este bucuria de a mă număra printre acești prieteni puțini, dar de calitate, ai minunatei Jeni Nicolau. Este un om care atunci când te clatini în viață, câteodată chiar și îngenunchezi, dacă ai norocul și binecuvântarea să o ai pe Jeni Nicolau lângă tine, cu siguranță că îți aduce echilibru și sunt convinsă de asta că toți cei care au cunoscut-o și au reușit să ajungă în perimetru acela care să-i ajute să fie foarte aproape de Jeni Nicolau, pentru că Jeni, într-adevăr, așa este misiunea ei, așa, de a descreți frunțile și de a face pe toată lumea să zâmbească, de a fi foarte fericită, dar e greu să te cuibărești în inima lui Jeni Nicolau și pe mine lucrul ăsta mă bucură teribil și pe mine și pe Cosmin și mulțumesc din suflet pentru că în această seară pot să fiu aici lângă inima ei, să-i transmit mulți ani de viață, să fie sănătoasă, să fie răsfățată și orice îi adăpostește sufletul tăinuit așa la nivel de dorințe, să ți le împlinească Dumnezeu. Mulțumesc. Și să-ți aducă bucuriile care sunt de folos, Jeni. Mulțumesc din la mulți ani. Tot ce este mai bun, mai frumos, în această seară primești foarte multe aprecieri din partea invitaților, vei primi toate cântecele artiștilor noștri. Vreau, dacă tot am început cu prezentarea, să-i prezinți așa pe da, fiecare. Cornelia Tică, prietena mea de foarte mulți ani, de mulți, mulți ani, un om special în sufletul meu, o prietenă adevărată și foarte dragă mie. Apoi, Cornelia este foarte dragă mie din foarte multe puncte de vedere. Dar ea este un interpret extrem de iubit nu numai în Oltenia, ci și în România, pentru că abordează mai multe genuri muzicale. Noi suntem așa la drum împreună mereu, mai ales că eu nu am carnet și ea mai conduce. Conduce bine sau? Foarte bine, e cam agresivă, foarte dar... Bine, foarte bine, vitezomană, nu? Aproape de Cornelia se află Mihaela Staicu, vocea României, una dintre vocile de aur pe care eu o prețuiesc și o iubesc. Și mă bucur din suflet că a venit soarele pe strada ei și astăzi vă va aduce în premieră două cântece extraordinare. Marius Gângu, căruia îi mulțumesc din toată inima, de la Gorj, un interpret talentat și foarte iubit. Ionuț Stoica, un tânăr interpret de la Slatina, pe care îl apreciez, îl iubesc și deja a intrat în echipa mea. Și bineînțeles, Alina Nicolae Mădălina, prietena mea și a emisiunii, o tânără mămică, o interpretă jos cu pălăria pe care eu o iubesc și o prețuiesc, dar în primul rând un om minunat. Exact, așteptăm... un om cu foarte mult bun simț și vreau să-i mulțumesc pentru Cozonac, pentru că uite cât de frumos am podobit. Da, ea este foarte pricepută, foarte, foarte pricepută. O așteptăm și pe Lorena. M-am gândit așa când am complotat cu tine ce să facem. Eu de ziua mea nu am putut să-mi fac ziua de naștere pentru că am avut o intervenție așa non-invazivă și a trebuit să stau în relaxare și pentru că suntem aici în acest moment, încă o dată vreau să-i mulțumesc Silviei Tănase care
a venit de la sute de kilometri acasă să-mi aducă un tortuleț, să-mi facă o surpriză. Ea trăiește în Spania, dar de data aceasta s-a aflat în România și când era în Spania, în fiecare an îmi trimite câte un buchet de flori. Da, îți trimite flori, îți trimit flori apropiații tăi, prietenii tăi, dar uite, în această seară primești un aranjament floral de la Mihaela Staicu, o artistă, așa cum spuneai tu, cu ștate vechi în lumea cântecelor noastre. Și dincolo de cântecul ăsta popular, de muzică ușoară, muzica de petrecere, pentru că Mihaela Staicu este o artistă care abordează cu mare ușurință toate genurile muzicale, este o frumusețe de fată și îmi place că vine așa cum trebuie în emisiunile noastre, vine să-i cucerească pe cei de acasă. Încă o dată sărut mâna și mă bucur că suntem împreună. Bună seara, Georgel! Bună seara tuturor telespectatorilor din această seară! Mă bucur mult să fiu aici lângă diva mea, așa cum îi spun eu, doamnei Jenny Nicolau. Așa frumos a vorbit Vasilica, foarte frumos, nu știu ce aș mai putea să mai adaug. Are un suflet minunat, este o persoană minunată care te ajută atunci când ai nevoie. Dacă îi dai un telefon, ea te ajută și este lângă tine. Este o persoană minunată. Și vreau să spun, draga mea, genii meu, așa cum îți spun eu, în prima audiție am făcut special pentru tine o melodie pe care am să o cânt în această seară. Adică să curgă șampania, să nu? Să curgă șampania. Păi facem așa, curge șampania imediat, dă-i florile și da, hai să ascultăm această piesă, pentru că este o piesă minunată. Doamnelor și domnilor, ne cântă chiar acum Mihaela Staicu! O picătură în paharul vieții. Ce frumoși sunt anii tinereții. Să curgă șampania, hai să bem, să bem, să bem, că e ziua mea. Am mai pus o picătură în paharul vieții. Ce frumoși sunt anii tinereții. Să curgă șampania, hai să bem, să bem, să bem, că e ziua mea. O picătură în paharul vieții. Ce frumoși sunt anii tinereții. Să curgă șampania, hai să bem, să bem, să bem, că e ziua mea. Am mai pus o picătură în paharul vieții. Ce frumoși sunt anii tinereții. Să curgă șampania, hai să bem, să bem, să bem, că e ziua mea.
se leagă. N-are nimeni voie să bea apă. Și dacă ne-o om îmbăta, să ne fie de bine că e ziua mea. Azi prietenii mei să înțeleagă. N-are nimeni voie să bea apă. Și dacă ne-o om îmbăta, să ne fie de bine că e ziua mea. Am mai pus o picătură în paharul vieții. Ce frumoși sunt anii tinereții. Să curgă șampania. Hai să bem, să bem, să bem, că e ziua mea. Am mai pus o picătură în paharul vieții. Ce frumoși sunt anii tinereții. Să curgă șampania. Hai să bem, să bem, să bem. Lăutarii, să-mi cheltui banii cu ei.
Mihaela, stai cu mă, ce cântece frumoase ai jos spălăria. Știi cum să zic, așa, eu, dar nu am. Ăsta e șlagăr, domnule, ăsta e șlagăr, doar că am sesizat încă o continuare. Da, da, e ceva, că și eu știam piesa asta, dar ai mai pus ceva acolo. Da, da. Are o istorioară, nu știu... Pe care nu o va spune în această seară, pentru că eu pe Mihaela Staicu o voi avea ca invitată la Sublupă, așa, da, dar publicul să rămână ce vrea. Știu că ai invitat-o la Sublupă și acolo își va descărca sufletul, să spun așa, și își va spune poveștile ei frumoase. Pentru că fiecare avem o poveste și povestea Mihaelei este una cu binecuvântare de la Dumnezeu, dar așa cum sunt căile lui misterioase, o să aflați și povestea Mihaelei. Deci, sigur, în curând vei fi și la Sublupă, acum ești la Rămășac. Felicitări încă o dată pentru mulțumesc, tot ceea ce faci. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc din suflet și mă bucur de fiecare dată când sunt aici în platou și mă invitați și sunt alături de oameni frumoși și pot să-mi exprim bucuria prin cântec și să ofer tuturor telespectatorilor și, de ce nu, la întreaga echipă și uite, mă uit oamenilor acum la tine și mă gândesc că am putea stabili, da, o emisiune, Mihaela Staicu între prieteni, nu? O emisiune unde de să fie nu așa ceva deosebit pentru publicul de acasă, pentru sigur luna da iulie, dacă putem organiza o seară frumoasă, cu pentru drag că tu ai foarte, foarte mulți prieteni și putem, sunt convins, să facem lucruri frumoase. Mai ales că aș vrea să vă spun, eu am o colaborare cu Mihaela de ceva vreme. Mihaela are în lucru foarte multe cântece noi. Mihaela vrea să este genul de artist care cântă cu ușurință, ca și Vasilica de altfel și ca și Lorena, absolut orice fel de muzică. Deci absolut orice fel de muzică o cântă așa cum trebuie să o cânte, cu stilul respectiv. Noi pregătim foarte multe surprize și eu îmi doresc ca telespectatorii din România să se bucure de revenirea ei pe scena muzicii românești și să o primească cu căldura cu care au răsfățat-o de-a lungul anilor, să o reprimească în rândul artiștilor din România. Mihaela este, mulțumesc, într-adevăr, o artistă iubită și apreciată. Draga mea, te invit să iei la masă, da, servești un vinișor adus de genii de acolo, de la bineînțeles, Craiova. Bineînțeles. Cozona, cum am spus puțin mai devreme, este adus de Alina Nicolae. Vreau să vorbim puțin cu olteanul, cu Ionuț Stoica, un tânăr apreciat de genii Nicolau, de sărbătorita din această seară, un tânăr care cântă foarte frumos, a mai fost la noi în emisiune, dar o perioadă cam dispărut. M-am tot întrebat, măi, ce se întâmplă cu Ionuț, de ce a dispărut? Păi, acum m-am lămurit. S-a însurat omul, este la casa lui, are o fată frumoasă lângă el și Doamne ajută! Bine ai venit, Ionuț! Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur din tot sufletul să mă aflăr alături de oameni minunați în această seară. Și încă o dată la mulți ani pentru doamna Jenny, care am primit vârsta de 18 ani. Mă scuzați că am puține emoții. Mulțumesc frumos! Și pe el l-am primit, da, în gașca mea cu tot sufletul și îmi doresc din toată inima să rămână. Da. Pe eu sunt mai iubitor partenera de fel. Lui de viață deja este în familia mea de multă vreme. Mulțumesc din toată tot inima. Dragul. Mulțumesc dragul. Frumos! Mulțumesc! Astăzi mă răsfățați cu flori, da, cu cozonac, cu... Te rog! Să ți le dam și eu. La microfon! Uitați, vedeți? A venit și Lorena, a venit cu... cu telefonul în această seară. Și acum să le dea. Hai mă, nu cred. Draga ne descurcăm mea, pe final. Am sosit, măi, de ce nu mi-a spus, mă, că aveam eu acolo ceva ca să îi dați? Da. Jenica, era închisă florăria, da, trebuie să mă înțelegi, dar foarte bine că ai adus buchetul acesta de flori. Deci stimați telespectatori, pentru Jenica noastră, acest buchet din partea eu tuturor. La spectacole astea, când mă duc omagiale ale colegilor noștri, nu iau flori, că n-am de ce. Și când ajung acolo, când să mă prezintă pe scenă, deja sunt niște buchete. Eu le iau, le duc pe scenă, îl felicit, omul vede că mi-am făcut datoria și așa i-am învățat și pe ei. Zi, vă rog, foarte bine, foarte bine le-ai învățat, dar și pe următoarea artistă ai învățat-o lucruri frumoase. Și am văzut că de fiecare dată când este în emisiuni, îți mulțumește. Are un respect deosebit pentru tine, așa cum avem cu toții. Îi mulțumesc Alinei Mădălina Nicolae pentru că și astăzi îți este aproape. Așa cum spuneam puțin mai devreme, Alina este un om minunat, cu un suflet de aur. O artistă cu foarte, foarte mult bun simț.
Simț, o artistă care cântă foarte frumos. Bună seara, draga mea! Bună seara, domnul Georgel, și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult că mă aflu în această seară alături de colegi dragi, sufletului meu. Țin să vrei și eu un sincer și un călduros la mulți ani, doamne Jenny. Știți că vă iubesc și vă prețuiesc. Și eu. Și vreau să dedic toată emisiunea din această seară fetiței mele, părinților, bunicilor, pe care și salut și am avut tuturor prietenilor mei. Pentru că am fost la cununia lor civilă, sunt niște oameni minunați, i-am cunoscut prin intermediul cântecului, au venit să le scriu, din momentul acela au rămas în sufletul meu și în prietenii mei și îi prețuiesc foarte tare și mulțumesc din suflet. Și eu vă mulțumesc. Alina, ai zis că îi saluți pe părinții tăi, pe părinți, bunici, fetiți. Dar prieteni. N-ai uitat cu cineva? Să saluți? Hai mă, nu, de ce? Că este acolo, că am văzut că te susține, te iubește. Ia uite, în spatele camerei de filmat, uite ce zâmbăreț este. Ai lângă tine un om minunat să străiască. Am văzut că de fiecare dată îți este așa aproape. Voi formați o familie minunată, așa că vreau să-l salutăm și pe soțul tău. Să străiască. Mulțumesc. Hai să-i ascultăm pe invitații noștri, Ionuț Stoica și mai apoi Alina Mădălina Nicolae. Prin străinul bani să fac, la ai mei nimic să nu lipsească. Mult mă chinui prin străini, acasă nu știu când vin, cu familia să stau la masă. De mulți ani sunt plecat, prin străinul bani să fac, la ai mei nimic să nu lipsească. Mult mă chinui prin străini, acasă nu știu când vin, cu familia să stau la masă. De ce, Doamne, ai lăsat din străin să stai, nu mai pleca? Să stai departe de țară, prin străin să ai viața amară. De ce, Doamne, ai lăsat din străin să stai, nu mai pleca? Să stai departe de țară, prin străin să ai viața amară. Doar copiii mei mi-au dat putere. Cât de mult m-aș chinui, stau și lupt pentru copii, doar ei sunt cea mai de preț avere. Am alergat nopți și zile să câștig cinstit o pâine. Doar copiii mei mi-au dat putere. Cât de mult m-aș chinui, stau și lupt pentru copii, doar ei sunt cea mai de preț avere. De ce, Doamne, ai lăsat prin străin să stai, nu mai pleca? Să stai departe de țară, prin străin să ai viața amară. De ce, Doamne, ai lăsat prin străin să stai, nu mai pleca? Să stai departe de țară, prin străin să ai viața amară. Dorul de ai mei mă apasă, vreau să vin acasă orice-ar fi. Mai bine în țara mea să stau cu familia și să le fac numai bucurii. Mâine aș veni acasă, dorul de ai mei mă apasă, vreau să vin acasă orice-ar fi. Mai bine în țara mea să stau cu familia și să le fac numai bucurii. Ai lăsat prin străin să stai, nu mai pleca? Să stai departe de țară, prin străin să ai viața amară. De ce, Doamne, ai lăsat prin străin să stai, nu mai pleca? Să stai departe de țară, prin străin să ai viața amară.
viața mea e o bucurie, cu fetița lângă mine. Și cât voi fi eu o viață, am să ai cu mine în brață. Viața mea e o bucurie, cu fetița lângă mine. Și cât voi fi eu o viață, am să ai cu mine în brață. Viața mea e o bucurie, cu fetița lângă mine. Și cât voi fi eu în viață, am să ai cuvintele în brață. Viața mea e o bucurie, cu fetița lângă mine. Și cât voi fi eu în viață, am să ai cuvintele în brață. Am fată, sunt fericită și de viață mulțumită. Să-i fie e mai ușor, scând și cursul la pe lor. Mut și munții de pe loc, să aibă fata noroc. Fac orice să-i fie bine, ea e sufletul din mine. Viața mea e o bucurie, cu fetița lângă mine. Și cât voi fi eu în viață, am să ai cuvintele în brață. Viața mea e o bucurie, cu fetița lângă mine. Ați făcut nuntă frumoasă, să aveți parte de iubire și de bucurie în casă. Dumnezeu să vă ajute. Ați făcut nuntă frumoasă, să aveți parte de iubire și de bucurie în casă. Ați făcut nuntă frumoasă, să aveți parte de iubire și de bucurie în casă. Dumnezeu să vă ajute. Ați făcut nuntă frumoasă, să aveți parte de iubire și de bucurie în casă. Thank you.
bunicii, că astăzi firma-o văzut. Dumnezeu să vă ajute, ați făcut nuntă frumoasă. Ați făcut nuntă frumoasă, să aveți parte de iubire și de bucurie în casa. Felicitări, Alina! Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că suntem la Rămășa pe Folclor și o sărbătorim pe artista noastră dragă, pe Jeni Nicolau. Jenica, am primit un mesaj și spune așa: domnul Georgel, vă rog eu din tot sufletul să-i spuneți doamnei Jeni Nicolau la mulți ani și că îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și că o iubesc din tot sufletul meu. Semnează Bianca Ștefan. Copilul nostru drag și minunat, să trăiască Bianca. Te îmbrățișez, și să trăiască Bianca. Și doamna Cati, mamaie, pentru că mamaie, și doamna Cati mi-a zis să vă spun la mulți ani. Doamne ajută, vă mulțumesc frumos. Sunteți oameni speciali și eu vă iubesc foarte tare. Și eu vă iubesc foarte mult și încă o dată vă spun că pentru mine însemnați foarte, foarte mult. Întoarsă de curând din cartierul nu știu care, că nu știu pe unde stă, este întotdeauna veselă, este prietena noastră, este o artistă minunată care participă cu cântecul ei deseori peste mări și țări, că tot timpul o vedem prin Italia, Franța, Spania, Germania și nu mai știu pe unde. Lorena întotdeauna ne aduce bucurie prin cântecul ei minunat, așa cum spunea puțin mai devreme Jeni Nicolau, că Lorena este artista care cântă de toate. Abordează cu mare ușurință toate genurile muzicale și îi spun bun venit astăzi. Bună seara, Georgel, bună seara, dragii mei, bună seara, dragi telespectatori, la mulți ani, Jenica. Noi am început să ne sărbătorim așa de vreo două săptămâni. Tot la mulți ani, Jenica mea, la mulți ani. Jenica, tu știi, sora mea, că eu te iubesc și îți doresc tot binele din lume și îți spun și prin intermediul Etno TV, ca să ne vadă și telespectatorii, la mulți ani. Mulțumesc. Jeni Nicolau este un om special pentru mine și pentru toți cei de aici din platou și cu siguranță și pentru dumneavoastră, pentru cei de acasă. Așa este, chiar un om special. O apreciem. Vreau să vin lângă tine. Vino lângă mine. Că ai spus că o apreciem pe Jenica, toți o apreciem și o iubim, dar tu pentru Jenica în această seară ai venit cu un dar special, să zic așa, cu un videoclip în premieră. A zis că pentru tine a adus acest cântec. Și mă bucur din suflet pentru că îmi place foarte mult. Mă, voi știți că aici sunt ca și acasă și Etno e a doua noastră casă și trebuie să ne facem lansările de videoclipuri și asta este o ocazie specială. Și uite, asta este cea mai bună emisiune, să vă lansați videoclipurile, să vă sărbătoriți, să lansați albume, pentru că aici este casa tuturor artiștilor. Georgel, înainte de a viziona videoclipul realizat de Danezu, căruia îi mulțumesc tare mult, Danezu, pentru toată producția video, vreau să-i mai mulțumesc cuiva, în mod special, lui Viorel Puia. A, salut și eu pe Viorel Puia, că este de la mine. Care este sufletul pieselor mele. Măi, din mâna lui Viorel Puia nu poate să iasă decât hituri de hituri. Așa că sper să ajungă și această piesă la sufletelele voastre, dragi telespectatori, și să ajungă un hit mare, 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 un șlagăr. Doamne ajută, așa să fie, dar sunt convins că va deveni un șlagăr acest cântec. Dăm voie să-l salut și eu încă o dată pe Viorel Puia și să-i mulțumesc pentru tot. Suntem vecini, ca să știi. Ai fost la Viorel Puia, dar n-ai fost la mine să vezi. Păi sunteți vecini? Da, păi și da. Eu n-am fost la și cât 2 km ne despart. Păi ia să, la următoarea piesă o să trec să-ți fac o vizită. Vino, că am vin, am tot ce trebuie acolo. Îți dau acasă și o bucată de slănină. Îmi dai slană cu ceapă? Îți dau. No, bine atunci. Ce facem? Vrei să le arătăm oamenilor de acasă ce ai făcut? Sau vrei să mai zici ceva? Vreau să-l mai salut și pe cel care a făcut rap-ul în piesă, pentru că este mai specială piesa. Pe Corasio. Corasio, îți mulțumesc tare mult. Și pentru versuri lui Ciulin.
Întregi echipe care m-a ajutat, cei care au participat la figurație, le mulțumesc tuturor, în special Florinei Sârbu și acolo pe YouTube v-am amintit pe fiecare în parte. Vă mulțumesc tuturor și acum... Hai că sunt foarte curios să văd ce ai făcut. Ia să vedem ce a făcut Lorena. Ce să-i faci? Am vrut să ajut omul necăjit.
suflet are câinele, că nu-ți uită binele, măi lumea mea. Da, așa-i omul, uită binele ce-i faci, rabdă inimă și taci. Mai mult suflet are câinele, că nu-ți uită binele, măi lumea mea. Da, cum o dau, cum o sucesc, chiar de dau, chiar de nu dau, bine tot nu nimerez, vai lume. Doamnelor și domnilor, suntem la Rămășa pe Folclor și o sărbătorim pe prietena noastră, pe artista Jenny Nicolau. Se uită la noi foarte mulți telespectatori și le mulțumim pentru acest lucru, dar se uită și doamna Ioana Căpitănescu. Sărut mâna, doamna Ioana, vă mulțumesc mult de tot că iubiți cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment, Rămășa pe Folclor. Le mulțumesc din tot sufletul meu telespectatorilor care ne urmăresc de luni până vineri de la ora 20. Ne străduim întotdeauna să intrăm în casele dumneavoastră prin intermediul ecranului cu artiștii noștri dragi și cântecele lor. Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, vine alături de Jenny Nicolau, actrița, interpreta, prezentatoarea, Vasilica Tătaru. Dar de ce, dragă, că ești actriță? De ce să nu zic? De ce? Am zis că mă... Te pup, mă cocoșezi cu atâtea... Păi n-ai văzut că te-ai uitat la mine așa, m-am și oprit, am zis, m-am gata. Păi tu, băiete, când încep să zici a ta avalanșă de aprecieri, de nu știu ce, stau să fiu atentă și la cum, la poziție, la astea, ai văzut că mi-am făcut codițe în seara dragă, asta. Dragă, eu așa m-am obișnuit să prezint și așa voi face, nu mă schimbă nimeni. Știu asta, așa, știu cu asta. Cu codițele astea ai... semen foarte bine cu Margareta Pâzlaru, nu numai așa, dar așa semen foarte tare. Mulțumesc din suflet. Adică ești frumoasă, ce mai? Mulțumesc, draga mea, toată lumea este frumoasă, fiecare avem frumusețe, doar să știm să formăm adânc ca să o găsim. Nu iar... chiar toată lumea. E o constatare, nu e... Adică cum iar în această lumea? Seară vreau să-ți spun că melodia pe care eu, deși s-ar fi cuvenit să am o altă costumație, în această seară o să-ți cânt o melodie de-al cărui text se face vinovată Jenny Nicolau. N-am este știut. O melodie de dragoste, este o tematică a iubirii și eu îi mulțumesc din toată inima pentru acest refren minunat, leagă-mă cu ață de inima ta. Toată lumea care a auzit această melodie s-a îndrăgostit efectiv și sunt convinsă că oricine o ascultă o să o îndrăgească și îți mulțumesc, Jenny. Eu îți mulțumesc că ești în această seară aici, îți mulțumesc din toată inima, dar vreau să dedic și eu această melodie unui om special care pentru mine, ca artist, ca prieten și ca om, a făcut foarte mult. Este vorba despre Cosmin Alexandru Man. El m-a reinventat, el a crezut în mine, singurul producător și regizor, care mi-a făcut 3 spectacole extraordinare și care... Să știi că este în regie și îmi spune în cască că te iubește și te apreciază, și te apreciază foarte mult și că meriți. Și îi mulțumesc din toată inima pentru tot ce a făcut pentru mine. Este singurul om care a scos din mine tot ce a fost mai bun, sau aproape tot ce a fost mai bun artistic, asta ca să-i mai dau mână liberă să se mai gândească în viitor și la alte spectacole. Te iubesc, Cosmin. Adică așteptăm și noi spectacole, Cosmin, și așteptăm și noi să ne... inventești ceva? Așteptați că este, face pentru toată lumea este, și face lucruri face, bune. Este foarte adevărat ce a zis Jenny. Să știți că mă aflu într-o perioadă a vieții mele în care simt că mă descoper din ce în ce mai mult și mare parte din toată această bucurie pe care eu o trăiesc astăzi îi se datorează lui Cosmin. Și atunci mă alătur și eu mulțumirilor lui Jenny. Și la sigur de toată iubirea mea și recunoștința mea. Și gata, că am vorbit prea mult. Și cântăm, uite, pentru el cântecul ăsta și pentru cei de acasă. Vasilica Tătaru!
fă numai ce vrea ea. Ascultă-ți doar inima și fă numai ce vrea ea, și fă numai ce vrea ea. Leagă-mă cu ață de sufletul tău și iubește-mă, că nu-mi pare rău. Ba, mi pare bine că sunt doar a ta și în ciuda lumii împart dragostea. Gura mare, că ești raza mea de soare și lumina ochilor. Iubește-mă să nu mor, iubește-mă să nu mor. Și lumina ochilor, iubește-mă să nu mor, iubește-mă să nu mor. Leagă-mă cu ață de sufletul tău și iubește-mă, că nu mi-i pare. Și în ciuda lumii împart dragostea. Focul care arde în mine îl stingi tu cu o privire. Te iubesc doar cum știu eu, de aici până la Dumnezeu, de aici până la Dumnezeu. Te iubesc doar cum știu eu, de aici până la Dumnezeu, de aici până la Dumnezeu. Leagă-mă cu ață de sufletul tău și iubește-mă, că nu mi pare rău. Ba, mi pare bine că sunt doar a ta și în ciuda lumii împart dragostea. Leagă-mă iubește-mă, că nu mi pare rău. Ba, mi pare bine că sunt doar a ta și în ciuda lumii împart dragostea. Să timpac, bădiță, ochii ți-i ferești și mă ocolești când și când ave vorbești, bădiță. Drag, ba de-a-n eu și-a drag, dar te aștept cu dor un prag, bădiță. Oamenii răi ne-au pus, când rău fiu ascuns, să-i judece și-l de sus, bădiță. Dușmani mai badi, că nu-ți pun în pungă bani mai badi. Îți dau bani, nici vorbi buni badi,
auzaș pipat bătiță. Moală de-aia vei, la piept te-aș ține, ți-aș da sănătatea mea, bătiță. Dar eu nu-s de azi, te-ntreb la obraz, ai sărit peste părleaz, bătiță. Dima supăr eu, bătie drag al meu, și iar bătindu-l de bădiță. Eu m-am născut ca să fiu nașa tuturor. Sunt șefa scării, dar și șefă în dormitor. Sunt doctor fără diplomă, nu m-am deles cu plapumă. Când ies pe stradă, sunt godmother. Ia zi, mă! Nu fi nașe supărată, nașe, nașe. Te iubește lumea toată, nașe, draga mea. Și auzi în urma ta, nașe, nașe. Hai s-o ardem pe nașa. Hai s-o ardem pe nașa. S-o ardem cu un pupac, nu cu fierul de călcat. Că nașa e unicat, nașe, draga mea. S-o ardem cu un pupac, nu cu fierul de călcat. Că nașa e unicat, nașe, draga mea. Să dau comandă și atât. Sunt ca lămâia în limonadă sau mai mult. Citesc doar cărțile de joc, de multe ori calc în noroc. Am spor la bani de la norocul de pe top. Nu fi nașe supărată, nașe, nașe. Te iubește lumea toată, nașe, draga mea. Și auzi în urma ta, nașe, nașe. Hai s-o ardem pe nașa. Hai s-o ardem pe nașa. S-o ardem cu un pupac, nu cu fierul de călcat. Că nașa e unicat, nașe, draga mea. S-o ardem cu un pupac, nu cu fierul de călcat. Că nașa e unicat, nașe, draga mea. Sunt varză la cultură, o iau pe arătură, dar rămân așa, cu gogoașa, tare în gură! Nu fi nașe supărată, nașe, nașe. Te iubește lumea toată, nașe, draga mea. Și auzi în urma ta, nașe, nașe. Hai s-o ardem pe nașa. Hai s-o ardem pe nașa. S-o ardem cu un pupac, nu cu fierul de călcat. Nașa e unicat, nașe, draga mea. S-o ardem cu un pupac, nu cu fierul de călcat. Că nașa e unicat, nașe, draga mea. Să trăiască toate nașele, să fie sănătoase. Se uite la noi și domnul Costică Tache din Poiana Dâmbovița, tatăl lui Vali Tache. Să trăiască și domnul Gabriela Costică. Gabriela se uită, sora lui Vali Tache, te pupăm, Gabriela. Gabriela, să rămână mâna, să trăiești și să înflorești, se să fii sănătoasă. Se mai uită cineva la noi? Cine se mai uită? Taică-mi-o, tata Sandu. Doamne ajută! Și se mai uită și mătușa Măriucă și unchiul Gori. Doamne. Și se mai uită încă cineva. Tot poporul, am dat ratingurile peste cap, cum zice Vărucu. Și dacă tot am ajuns la Vărucu, haideți să-i spunem și să-i cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Vărucu să trăiască, Vărucu să trăiască, la mulți ani. Vărucule, la mulți ani, te pupăm. La mulți ani, la mulți ani. Îți dorim tot binele din lume, să ne
sănătate, fericire lângă Măriuca și lângă comorile tale frumoase. Vărul este frumoase. Între prietenii în aceste momente, îi spunem la mulți ani, să fie sănătos, la mulți ani și pentru tatăl tău, că nu de mult timp a fost ziua dumnealui. Da, pe 11 iunie, la mulți ani, tata Sandu, te țuc de nu te vezi și din partea mea și din partea surioarei mele, Cami, și de la Valitache și de la Alin și de la toată trupa de aici, la mulți ani! Să trăiască toți sărbătoriții, să fie sănătoși, da... Și pentru că erați la capitolul de a saluta pe toți cei dragi, vreau și eu să salut o doamnă deosebită care sunt convinsă că e lipită cu toată inima ei de ecran, pentru că o îndrăgește foarte mult pe Jenny și pe mine, și anume familia Scaciri din Vadul Neamț, așa că îi pup și îi îmbrățișez. Cu toții de aici vă pupăm. La mulți ani tuturor în aceste momente. Stai puțin, Lori. Stai puțin, Lori, că le dau voie tuturor. Vreau să-i spunem la mulți ani vărului Săndel și să-i dorim încă o dată tot ce este mai bun și mai frumos. La mulți ani, vărul! La mulți ani, dragilor, vă pup și vă mulțumesc de toată inima. La mulți ani, vărul Săndel! Ai zis de dimineață că în această seară ai foarte mulți invitații, că ești în sărbătoare, că ai încins grătarele. Au venit toți invitații, ți-au venit toți musafirii. Crede-mă că au venit toți invitații, au venit toți musafirii, au venit toți, au plecat toți invitații. A, păi dacă au plecat toți, venim noi. Încheiem emisia. Așteptăm cu drag. Mai e încins grătarul ăla, mai e ceva pe el? Bă, dar nu trebuie să fie, iartă-mă, dar nu trebuie să fie același grătar, trebuie să mai putem face altul mai proaspăt. Bine, dacă e, uite, aducem noi ce trebuie acolo, Lorena. Luăm, punem mâna de la mână. Unde venim? La Plătărești? Da. La Plătărești, nu? Gata, vărucule. Dar spune-o că nu-i nevoie să venim cu nimic, care are vărul de toate, are un vin foarte bun, are o pălincă. Doamne, să veniți voi încoace. Știi cum e? Am zis vorba aia de dimineață, mi-aș dori din toată inima ca toți prietenii care mă cunosc și știu unde stau, să stea la ei acasă. Deci, la revedere, gata. Salutăm pe toți vecinii de acolo, de pe uliță, nu-i adevărat, am poarta deschisă pentru toți prietenii noștri. Păi, vezi, dacă mai zici odată, noi venim, numai câinii, să-i ai legați. Păi, nu, la noi se leagă câinii după ce pleacă musafirii. Bun, dacă sunt câinii legați, să știi că venim. Mai avem aici de stat o oră și jumătate și ne mutăm la vărul, da? La, da, noi, la noi așa se zice. Da, mă, dar e păcat să nu venim dacă omul ne-a invitat. La noi așa se zice, dacă ai închis găinile și ai dat drumul la câini, lumea se face odinii. Noi venim și dacă ai dat drumul la câini, să știi. Așa că pregătește-te, în două ore maxim suntem la tine. Cu drag câinii să vă lase, să fiți... Văru, încă o dată la mulți ani, ești un om minunat, ești un artist extraordinar. Să trăiască familia ta minunată și să te bucuri în continuare de dragostea publicului. Și a fost o bucurie, așa. Faptul că am văzut că mă sunați să mă întrebați ce fac, să știți, am zis, bă, uite, bă, nu m-au uitat colegii mei. Niciodată nu te uităm, pentru că tu ești un om minunat și special pentru foarte mulți și eu am mai spus-o și în alte emisiuni. Pentru mine chiar ești special și n-am să uit niciodată că începuturile mele se leagă de tine. Printre primele apariții, de fapt primele mele apariții la Eno au fost în emisiunea realizată de tine dimineața și încă o dată îți mulțumesc din suflet. La mulți ani! Mulțumesc din toată inima, vă pup cu drag și sper din toată inima să ne auzim și la... peste 10 ani, 20, 30, tot așa și mai departe. Să dea Dumnezeu. Să fii sănătos și încă o dată la mulți ani, petrecere frumoasă. Vă pup pe toți de acolo, pe cei din platou, pe cei din regie, pe toți colegii noștri. Numai bine, sănătate. Sănătate. Și la mulți ani. Doamnelor și domnilor, nu putea lipsi de la petrecerea din această seară una dintre cele mai bune prietene ale actriței, ale omului nostru minunat, Jenny Nicolau. Așadar, de fiecare dată vine cu bucurie Cornelia Tică. Bună seara! Sărând mâna! Bună seara! Bine te-am găsit, Georgel! La mulți ani, Jenny, de o săptămână tot îi zic la mulți ani, o să-i mai zic încă o săptămână. Da, așa cum știți toți, Jenny... este cea mai bună prietena mea, Jenny este sora mea, Jenny este familia mea, am fost alături de ea tot timpul, ea a fost alături de mine și acum, de astea am vrut să-i mai zic o dată la mulți ani, să audă și telespectatorii de la Eno TV, pentru că noi tot... Hai, tot timpul îi spuneți la mulți ani, dar fii atent, eu vreau să te întreb și să fii foarte sinceră. Spune! Te ceartă des, Jenny? Aoleu, în orice moment.
Dar îți dai seama că tu greșești și că ea îți vrea binele și că cearta asta este, dacă vrei, constructivă. Păi nu, dacă ea mă iubește atunci când mă ceartă, înțelegi? Tu. Da, fii atent, cum a făcut când ți-a sunat telefonul în emisiune? Cum s-a uitat la tine? Emisiune, vai! Da, fii atent, ea merge des cu GPS-ul și bineînțeles că da. Ne-a dus GPS-ul astă seară frumos, dar ea zice, nu știu, că el pus să-i bine. În loc de 7 minute... Hai să-ți povestesc, eu țin foarte mult la ea pentru că ea mă descurcă în multe situații. Da. Ea este foarte ageră și mă descurcă în multe situații. Uite, de exemplu, ea știe toată agenda mea pe din afară, toate spectacolele pe care le avem. Numai să nu o întreb nimic dimineața, că dimineața zice că e moale. Zice, mă sun mai târziu că eu am mâinile mui dimineața de parcă ar da de mâini. Și m-am dus cu ea la magazin, că noi stăm împreună aproape tot timpul și mi-am cumpărat o rochie. Ea este, ce să mai, brici. Deci, și mi-am cumpărat rochie și după 2 zile îmi zice, vai, ce rochie frumoasă ai, de unde ai cumpărat? Păi zic, n-am făcut. E card de Leni, îi spui ceva azi și... De-aia zice, vai, dar ce ruchi frumoasă, de unde ce bine stă și ea mi-a ales-o. Auzi, dar stau acum și mă gândesc cum de ține minte toate evenimentele tele și nu ține minte că alaterii ai fost cu ea și ți-ai cumpărat o rochie. Doamne, păi de ce se întâmplă asta? Cum să ține minte și evenimentele, ferească Dumnezeu? Cum să le țină ea? Eu le-am trecute, le-am scris. Eu le-am crezut, le-am scris. Dar decât să mă uit acolo în agentă, știu că ea are creier mult și... Îmi zice, ia, eu o iau repede. Ce avem pe 16? Da, ia, nu mă zăpăci. Fiți atenți ca să nu... Eu doar o întreb, n-am zăpăcit. Pe 16, da, ia, nu mă zăpăci. Nu te-am întrebat decât ce avem pe 16. Zii tu. Zii tu că tu știi. Dar vreau să spun ceva despre ea. Ea este, eu o iubesc, am foarte multe motive să o iubesc, dar este un om extraordinar de sincer. Ne ducem la Nisa. Aoleu, aoleu, dai tot din casă. Și ea zice, vreau să-mi spui și mie la final cum se zice mulțumesc, ca să le mulțumesc și eu oamenilor care ne-au primit, patronii fiind francezi. Și ne duc la aeroport și eu îi zic merci beaucoup. Și ea, merci beaucoup, merci beaucoup. Ajungem la aeroport, întinde mâna Luis Boco. Dar eu zic, ce-ai vrut să spui cu lui? Bineînțeles că noi am leșinat, dar aia zice, știi la cine m-am gândit? La actorul ăla francez, Louis de Funès. Ea s-a gândit la Franța și la merci beaucoup. A fost mai ușor să se gândească la Louis. Auzi, dar știți la ce mă gândesc eu acum? Să o punem la treabă pe Cornelia și să le dăruiască celor de acasă un cântec. Da. În timp ce mai zici tu ceva, ajung și la cântat. De făcut, am o dedicație de făcut, dar asta puțin că o fac aici. Pentru că e specială. Ceva. Ne bate publicitatea. Mi-a adus vă repede, Vasilica, ea dormea în spate și cânta Moruțanca. Și eu zic, știi piesa asta? De aia zice, da, dați cu pâine, nu cu piatră, dați cu pâine, nu cu sare. Dragă, vreau să-i zic și o mamei mele la mulți ani, pentru că a fost ziua ei pe 10. La mulți ani, mamă, să fii sănătoasă, să ne trăiești 100 de ani. La mulți ani! La mulți ani! Ne cântă Cornelia Tică! Nu plecăm, nu plecăm, nu plecăm acasă, până în zori ne distrăm, că viața-i frumoasă. Nu plecăm, nu plecăm, veselia-i mare, până în zori petrecem, că e sărbătoare. Omul bun la chef se adună cu toți cei dragi împreună. Hop, 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 hop. Să înceapă petrecerea și cu multă veselie, cântec, joc și voie bună, până-n zor de zi să fie. Să avem poftă de viață și vinul rece pe masă, până mâine dimineață nimeni nu pleacă acasă. Nu plecăm, nu plecăm, nu plecăm acasă, până-n zori ne distrăm, că viața-i frumoasă. Nu plecăm, nu plecăm, veselia-i mare, până-n zori petrecem, că e sărbătoare. Hai băieții! Hop, 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 hop! Așa da petrecere cu toți cei dragi la un loc, ne luăm la întrecere, cine e primul la joc?
joc. Cine rămâne în urmă să ne mai dea de băut, ăsta-i cheful, este glumă și pe refren să vă aud. Nu plecăm, nu plecăm, nu plecăm acasă, până-n zori ne distrăm că viața-i frumoasă. Nu plecăm, nu plecăm, veselia-i mare, până-n zori petrecem că e sărbătoare. În armonie, inima dacă-i voioasă, Doamne ajută așa să fie. Sus paharul cât mai sus, trece timpul, hai să bem. N-a mințit cine a spus că doar o viață avem. Nu plecăm, nu plecăm, nu plecăm acasă, până-n zori ne distrăm că viața-i frumoasă. Nu plecăm, nu plecăm, veselia-i mare, până-n zori petrecem că e sărbătoare. Nu plecăm, nu plecăm, nu plecăm acasă, până-n zori ne distrăm că viața-i frumoasă. Nu plecăm, nu plecăm, veselia-i mare, până-n zori petrecem că e sărbătoare. Am revenit, dragi prieteni, la cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment, Rămășa pe Folclor. Încă o dată vă mulțumesc din tot sufletul pentru că dumneavoastră, cei de acasă, ne așezați în topul audiențelor. Pentru noi este o mare bucurie să știm că vă uitați într-un număr foarte, foarte mare la Rămășa pe Folclor. Ați văzut că puțin mai devreme Mihaela Staicu ne-a adus cântece frumoase, dar are de transmis gânduri alese pentru oamenii dragi de acasă. Bineînțeles, aș vrea să dedic și eu pentru mama mea, care este un fan fidel al postului Etno TV, pentru fetița mea. Foarte mult vreau să-i mulțumesc, chiar dacă este lângă mine, Jenny mi-a făcut texte foarte frumoase, m-a ajutat foarte mult la melodii. Și de aceea vreau să mulțumesc și lui Gigi Lambru, studioul Gigi Lambru, pentru că m-a ajutat să-i ofer această melodie pentru Jenny, pe care am cântat-o cu Să curgă șampania. Și Daniel Bobocel, îi mulțumesc și lui foarte mult că a colaborat cu mine și cu Jenny. Daniel, îți mulțumesc foarte mult. Și nu în ultimul rând, fata mea de suflet, Codruța Floricel, pe care îi mulțumesc foarte mult, este o persoană specială pentru mine și pentru fata mea, pentru Betty meu și pentru toți prietenii mei, le mulțumesc din suflet și pentru toți cei care se uită la această emisiune în această seară. Îi salutăm pe toți prietenii tăi și le mulțumim telespectatorilor noștri. Și dacă ați tot... ce-am zis? Vreau să fac și un anunț. Nu o să mă mai dura niciun mort, că nici ei nu o să mai vină la mine. Ia, Jenny, ce să... E a noastră. Am zis. Dar de ce în ultima vreme ai fost la mulți morți de Jenny? Am fost, uite, a venit unul. Aolo, unde e? Păi măi Jenny, dacă tot a venit, hai să-i facem cum trebuie, să vedem. Doamnelor și domnilor, în câteva momente vedeți despre ce mort este vorba. Rămâneți alături de noi. Imediat vine mortul, dar în câteva momente. Dacă tot ați făcut dedicații pentru cei dragi, vreau să fac și o dedicație pentru regizorul meu de suflet, pentru Dan Munteanu, omul care a dat cele mai frumoase cadre. Ați văzut ce cadre frumoase a dat. Să trăiască domnul Daniel Munteanu, să fie sănătos și îi mulțumesc din tot sufletul. Le mulțumesc și colegilor de la camere și le mulțumesc tuturor colegilor mei de aici, de la Etno TV. Deci cum să facem cu mortul Jenny ca să pregătească omul, zi? Să îmbrace mort! Să îmbrace mortul, să vină cu acela emisiune. Uite cum stă cu floarea în mână, cu ghiveciu. Nu, este vorba despre Almul. Să știți, Marius Gângu este prietenul actriței Jenny Nicolau și este și prietenul nostru. Și Marius Gângu, să știți că a mers după floarea asta
5 ore exact. Ca să-mi cumpere o floare. Nu ți-am spus exact. Că eu n-am găsit nicio florărie deschisă. Da, dar el săracul a venit la ora 17 aici și zic, bine ai venit, Marius, mă avem. Exact, exact, da. Și deodată a dispărut. Sună, măi, Marius, unde ești? Sunt în București să cumpăr o floare. Exact. Păi de ce nu mi-ai zis? Să-ți dau să-mi ieși. Lorena, ai văzut, eu am riscat, am ajuns mai târziu decât... ceilalți invitați. Dar puțin că aici e o criză de râs și voie bună. Doamnelor și domnilor, mă trebuie să le spunem celor de acasă că în câteva momente chiar vine așa cum zicea Jenny, cineva, dar vedeți dumneavoastră. Până atunci, Jenny, hai să vorbim cu Marius. Lasă mortul, Jenny. Deci faceți oprește-te. Așa, suspans. O, cine vine, cine vine, cine lasă-l, vine. Lasă-l că mai are de pus acolo, mai trebuie să-i pună, să-i ia piedica. Papionul. Să-i mă pun. Stai mă puțin că trebuie să facem tot ce trebuie acolo. Hai să vorbim cu Marius. Papionul. Marius, bine ai venit. În primul rând vreau să vă urez la mulți ani și să știți, mulțumesc. Chiar am alergat pe floarea asta. Știu, că... știu că te-am căutat. Știu că m-ați căutat. Dar nu puteam să vin cu mâna goală, că dacă o aduceam de la Trăgujiu, o aduceam ruptă sigur. Mulțumesc din suflet. Uite că vă mai dă și lor în cum. Măi, ca să ne revenim. Eu pastea le-am împrumutat. Să ne revenim și să pregătim mortul, așa cum zice Jenny. Hai să mai ascultăm ceva muzică. Marius, succes! Hai să cântăm. Spunea moșul odată, iubește că nu-i păcat, că eu când eram ca tine, niciuna nu mi-a scăpat. Îmi spunea moșul odată, iubește că nu-i păcat, că eu când eram ca tine, niciuna nu mi-a scăpat. Te învață taica de bine, nu de rău nepotul meu, iubește ce-ți cade în mână, te vrei să nu-ți pară rău. Te învață taica de bine, nu de rău nepotul meu, iubește ce scade în mână, te vrei să nu-ți pară rău. Sau bătrână, dragostea nu știe carte. Dacă face ciorba bună, nu ierta nimic ne poate. De-i tânără sau bătrână, dragostea nu știe carte. Dacă face ciorba bună, nu ierta nimic ne poate. Te învață taica de bine, nu de rău nepotul meu, iubește ce scade în mână, te vrei să nu-ți pară rău. Te învață taica de bine, nu de rău nepotul meu, iubește ce scade în mână, te vrei să nu-ți pară rău. Mă nepoate să ții minte, te iubești sau nu iubești, o să ajungi bătrân ca mine și o să vezi că te căiești. Mă nepoate să ții minte, te iubești sau nu iubești, o să ajungi bătrân ca mine și o să vezi că te căiești. Te învață taica de bine, nu de rău nepotul meu, iubește ce scade în mână, te vrei să nu-ți pară rău. Te învață taica de bine, nu de rău nepotul meu, iubește ce scade în mână, te vrei să nu-ți pară rău. Doamnelor și domnilor, îi las actriței Jenny Nicolau bucuria să-l prezinte pe domnul mort. Te rog frumos. Doamnelor și domnilor, pene și curcan. Pene și curcanul fără pene. Mai să intre? Florine! Florin Burescu, prietenul meu, îmi permit. Bună seara! Bună seara! Măi, Florine, tocmai când s-a partul, eu le spuneam că nu o să mă mai duc la niciun mor de acum încolo, pentru că nici el nu o să mai vine la mine. Jenny, dar fii atentă! Și tu ai intrat! Că el are un... Că a venit mortul!
Jenny, el are un dar. Stai că am trecut prin cimitir, am zis. Am zis să nu vin cu mâna goală. Am fost aici. La Ghencea când am trecut. Miroase foarte bine. De la coroană, știi? Bă, tu te-ai dus și ai furat florile după mormintele morților. Auzi, mai o florărie deschisă, nu puteam să vin cu mâna goală. Nu-i nimic, că îți împrumutăm și ție. Așa, mulțumesc. Știi că l-a adus colegul. Știi că a fost un banc ceva, dacă nu știu să mi l-a reamintiți, dar o să vi-l spun așa cu frânturi. Doi s-au îmbătat. Două gagii s-au îmbătat, au fost de o martie și când au venit acasă au zis să ducă să facă, să o mai scurteze prin cimitir. Și erau frânte de bete și azi dimineață ei vorbeau bărbaților la cafea, zice, ce trocu, a venit târziu a ta, ce că a venit. Zice, și a mea nici nu știu unde a fost că îi scria pe frunt, pe fund, un ultim omagiu din partea lui Popescu! Jenny, eu râd de râsul tău și mă bucur că te simți bine. N-am mai râs de mult, așa, sunt între prieteni, sunt, i-am și pe cei de acasă și vă rog frumos, dacă știți că morții n-au cum să mai vină la dumneavoastră, nici dumneavoastră să nu vă mai duceți. Da, dar uite, prietenul tău, Florin Burescu, a venit și ți-a adus și un dar. Eu trebuie să revin să vorbesc serios, nu? El știe că eu stau lângă cel mai mare cimitir din Craiova. Păi de acolo a rupt florile, bujorii ăștia. Ia, na, nu mai mi-aduce că se duc. Florin, care sunt gândurile tale pentru omul ăsta drag? Ea știe cât de mult o iubesc și că îi doresc. Încerc să fiu serios, gata, ai. Gata, am trecut cu morții, gata. Zi două gânduri, că știm. Nu, eu vreau doar atât să știe că îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce a făcut și ceea ce face în continuare pentru mine, că o iubesc, o prețuiesc și că are un loc special în inima mea, chiar dacă o mai supăr eu din când în când. Îți mulțumesc și tu ai un loc special în inima mea și cu siguranță peste 50 de ani și rolul la cimitir. Să ne rezervi și nouă un loc acolo lângă casa ta. Auzi, Jenny, uite, ți-aduc și eu pe cineva special. Vin eu sigur cu flori, că țin minte. Ce ai zis, dragă? Vine cu... Mă, ce a zis Cornelia, că n-am înțeles. Vine sigur ea cu flori la noi, că o să ține minte. Unde e, mă, nu știu, că ea ține minte nimic. Fii atentă. Nu știu ce fac în direct. Jenny, vreau să spun că în câteva momente vine cineva drag pentru tine. O doamnă, tu o cunoști pe doamna noastră. Să știi că nu e moartă, e vie. Asta e, da, nu face struguri, dar e vie. Da, e o doamnă superbă. E, ce să mai, extraordinară. Știi cum o cheamă? Publicitate. Da, bravo, ia. Hai, ta, luați, ia-o. Luați. S-o facem lată mai frumos ca niciodată. Încingem grătarele, închinăm paharele, jucăm și ne înveselim, până în zuri noi chefuim. Muzica răsună tare, hai toată lumea în picioare. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni, s-o facem lată mai frumos ca niciodată. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni, s-o facem lată mai frumos ca niciodată. Să-mi cânte muzica și să-mi bucur inima, că-și așa zilele trec și cu voi vreau să-mi petrec. Cu prieteni lângă mine, în viață eu mă țin bine, muzica răsună tare, hai toată lumea în picioare. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni, s-o facem lată mai frumos ca niciodată. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni, s-o facem lată mai frumos ca niciodată. Am
prietenii cu mine, toate în viață îmi merg bine. La petreceri împreună, cu drag și cu voie bună. E frumoasă viața mea, cu tot ce este în ea. Și-mi place la veselie, cântec, joc și bucurie. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Nu te da, nu te lăsa, intră în horă, nu mai sta. Oameni buni s-o facem lată, mai frumos ca niciodată. Și la mulți ani vreau să apuc suta de ani, să văd dușmanii călduri când mă rup eu un figuri. Vreau să apuc suta de ani, să văd dușmanii călduri când mă rup eu un figuri. Când nu pot și de filoc, mă dradari, diri, 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 da.
joghini, da 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 da, că eu știu ca să joghini, da 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 da. Și aici stai Chișor mă doare și cu aici stau mai tare, aici stai Chișor mai scurt și cu aici stau mai mult. Lime, dar 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 da dar da dar ei faci alte lime, dar 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 da. Tropa, tropa, tipo de ele, ochii și vinul s-a meni, le-am împrumutat din sat, mulțumesc cu inimă dat. Și cu drept-o cam în curc, mai dar-dar-dar-a, dai-dri-da. Și mai ești ca un butuc, mai dar-dar-i-dri-dri-dri-da. Joacă-joacă, măi băieti, nu te mai uita la ghieti. Chiar din ți s-o rupi toate, altele spui ca la poate. Rap-ta-pere, dai-dri-da, rap-ta-pere, dai-dri-da. Dri-dri-dri-dri, dai-dri-da, dri-dri-da, dri-dri-dri-dri-da.
viața bucurii, după pofta inimii. Mi-a dat drag și bunătate să le pot face pe toate. Și greul de l-am aflat, Dumnezeu nu m-a lăsat. Mi-a făcut inima pană și mi-a pus miere pe rană. Mulțumit din calea afară că mi-e viața ca o scară. Ur pe ea cu voie bună și cu Dumnezeu de mână. Mulțumit din calea afară că mi-e viața ca o scară. Ur pe ea cu voie bună și cu Dumnezeu de mână. Și-am îndrag cu mângâiere. De muncă nu fug deloc și la iubita noroc. Mie casa sufletului ca lacrima raiului, cu iubire podobită și cu bine rostuită. Mulțumit din calea afară că mi-e viața ca o scară. Pe ea cu voie bună și cu Dumnezeu de mână. Mulțumit din calea afară că mi-e viața ca o scară. Ur pe ea cu voie bună și cu Dumnezeu de mână. Ce m-au luat la bani mărunți. De unde am eu avere, de ce trăiesc cu plăcere? Eu n-am dat niciun răspuns, nici de ei nu m-am ascuns. Am avere că muncesc și iubesc ca să trăiesc. Mulțumit din calea afară că mi-e viața ca o scară. Pe ea cu voie bună și cu Dumnezeu de mână. Mulțumit din calea afară că mi-e viața ca o scară. Ur pe ea cu voie bună și cu Dumnezeu de mână. Și când o prins o pun bine, s-o păstrez doar pentru mine. Dar ea m-a păcălit fața, mi-a trecut jumătate viața. Mi-a luat obrazul întins și dorul din piept a prins. Du-te, tinerețe, du-te, păcălește pe mai multe. Cum mă țin eu acum, n-o să trei de vârsta mea. Du-te, tinerețe, du-te, păcălește pe mai multe. Cum mă țin eu acum, boboc de floare, umblam ziua pe cărare. Voinicii când mă priveau, trei zile mă urmăreau. Astăzi coaptă ca o prună și de iubitor mai bună. Împăr cu trei fire albe și bănuții prinși în salbe. Du-te, tinerețe, du-te, păcălește pe mai multe. Cum mă țin eu acum, n-o sunt trei de vârsta mea. Cât ai fost pe mâna mea, n-ai știut a lăuda. Nici privirea mea domoală, nici trupul de
din piatră zea, că nu las vremea ca să treacă. Eu fac bani din piatră zea, că nu las vremea ca să treacă. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. La mine trag. Am noroc și sunt bazat. Banii toți la mine trag. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. Pe gânduri dușmanii, că pe rău mă joc cu banii. Mi-am pus pe gânduri dușmanii, că pe rău mă joc cu banii. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. Că sunt cu banul pe mine. Nu mi-e frică pe oricine. Că sunt cu banul pe mine. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum. Chiar dacă ajung bătrân, pe dușmanii las în drum.
lipsește. De când stam la mama-n brață, am prins dragoste de viață. Vreau să împart bucurie cu cine stă lângă mine. Fiecare zi din viață să iau dragostea în brață. Doamnelor și domnilor, am primit din partea dumneavoastră foarte, foarte multe mesaje pe pagina noastră de Facebook, Etno TV, și vreau să vă mulțumesc. Ne scrie foarte frumos doamna Maricica Nicodim din localitatea Rădej, județul Galați, și îi spune la mulți ani sărbătoritei noastre, la mulți ani doamnei Jenny Nicolau, o artistă minunată, o iubesc din tot sufletul meu. Ne scrie doamna Valica Valentina, la mulți ani frumos și fericiți, binecuvântări minunate lui Jenny Nicolau, multă sănătate și bucurii, vă îmbrățișez cu drag și vă pup, doamna Jenny. Doamna Munteanu, mulțumesc. Ștefana ne scrie că se uită la noi și că vă iubește, că este o seară minunată și îți spune la mulți ani. Chiar foarte, foarte multe mesaje. Elena Călinescu, Mara Stoian, vă mulțumesc încă o dată pentru toate gândurile dumneavoastră și pentru aceste mesaje frumoase pentru invitații mei. La mulți ani încă o dată, Jenica noastră, să ne trăiești așa cum au spus toți invitații. Ești un om minunat. Noi te cunoaștem mai bine, te cunoaștem și dincolo de ecran, să spun așa, de camere de filmat. Iar tu ești un om special pentru noi toți. La mulți ani. Vă mulțumesc din tot sufletul. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor prezenți în platou de filmare, dar și celor care ne-au urmărit de acasă. Aduc mii de mulțumiri. Sunt un om cum se cade, dar sunt și un om foarte exigent. Poate pentru mulți pot părea mai dură, dar asta este situația din punct de vedere profesional. Nimeni nu trebuie să greșească. Vreau să mulțumesc și eu echipei voastre. Îți mulțumesc din toată inima. Vreau să mulțumesc Silviei Tănase, care acum se uită la noi și care ți-am spus că a venit cu un tortuleț și eu n-am putut să o văd pentru că nu m-am simțit bine. Și Jenica noi și spunem... Cristina, scuză-mă, Georgel, pentru că mi-au scris. Știu, dar vreau Silvia Tănase și atent. Cristina promit, Crăciun. Promit că luăm o scurtă pauză de publicitate, și că revenim. Mă ceartă colegi și revenim cu dedicații și cu mulțumiri. Pauză, ne întoarcem. Frunzuliță foaie rară, am pe lume o surioară, și când mă gândesc la ea îmi râde. Când mă ia dorul
încerca. Sora mea, rămâi surioara mea, viața mea. Lorena ne-a adus în această seară un cântec foarte frumos, un cântec cu gândul către sora ei, să zic așa. Da, felicitări, l-am toate creat tale special pentru surioara mea și în seara asta îi l-am dedicat surioarei mele Jenny și tuturor surioarelor noastre și frățiorilor și suriorilor. Imediat vorbesc și cu sărbătorita cu Jenny, dar m-a rugat Ionuț, doamna Jenny, să salute și el pe cineva de acasă, este în spatele dumneavoastră. Așa. Da, cum să nu, vreau să transmit și eu multe salutări și multă iubire surioarei mele, care sunt lângă ea și să nu uite că eu chiar sunt lângă ea. Părinților mei, socrilor mei, cumnaților mei, prietenei mele, iubitei mele, Andra, care este cu mine în culise. Și vreau să-i urez și un sincer la mulți ani soacrei mele. Sărbătorește ziua de naștere, duminică. Uite cum se dă bine pe lângă soacră. Tuturor prietenilor care au fost lângă mine și sunt lângă mine. Și cam atât. Să strească tot. Și bineînțeles, am uitat ce este mai important. Doamnei Jenny Nicolau, mulțumesc, care frumos. Mi-a oferit cea mai frumoasă piesă de viață. Și vă mulțumesc din tot sufletul. Cu toată dragostea, oricând. Trebuie să-i mulțumesc și eu sărbătoritei noastre, Jenny Nicolau, să-i doresc viață lungă și pentru mine Jenny Nicolau înseamnă foarte, foarte mult. O iubesc, o stimez și o respect foarte mult. La mulți ani încă o dată, Jenny. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc din toată inima. Vă mulțumesc. Sunt copleșită de toate urările voastre. A fost o seară superbă. Sunt sigură că mulți dintre cei care ne urmăresc acum și-ar fi dorit să fie alături de noi. Sunt sigură că au fost alături de noi. Da, ei sunt doi nebuni. Da, și cu ei o să vorbesc eu după emisiune. Mă, dar de ce? Nu, dar serios. Cornelia, ce-ai pățit, mă mic? Jenny mai are un frate de suflet și de cântec, dar a uitat să-l salute, îl salutăm noi cu drag. Nici el nu ne cunoaște pe noi, nici noi care pe el. Care, cățelul? Da, nu. Urcelul. Vorbesc, da. Astea sunt culise. Noi vrem să știm, Georgel, de ce te-ai îmbrăcat în negru azi? Nu, dacă vezi, am o șopată de culoare. Păi dacă a venit mortul la petrecere. A venit mort. Nu, am vrut să fiu în ton cu sărbătorita, dacă ești atent. Deci vă mulțumesc din tot sufletul. Nu, pentru un artist nu poate să fie nimic mai frumos decât să se știe apreciat și să se știe iubit. Nu de toată lumea, pentru că nu suntem roboți. Este firesc să știm că sunt și oameni care nu ne plac, dar sunt în număr infim
decât cei care ne plac, mult mai mic. Că pe noi toată lumea ne place. Da, așa este. Cine ne place să vină repede la noi pe pagini, pe paginile de socializare, la mine pe Lorena, uite la fiecare Mihaela, pe stai cu Marius, Ionuț Stoica, deci, Cornelia Tică, Florin Borescu, Alina Nicolae și Marius Gângu și acum vreau să cânt cu ea, da? E finalul? Da, imediat facem finalul, da. Dar înainte de toate vreau să-l întreb pe domnul Burescu, cine este doamna din spate, domnișoara din spatele camerelor de filmat? Imediat, acum spui. Ai spus corect, doamna din spatele. Doamna? Este doamna din spatele camerei. Doamne, dar ce fată frumoasă. E venit domnișoara lângă mie, doamnă. E doamna ta? Oricum te-au dat colegii mei, te-ai dat cadou. Da? Hai să o aplaudăm, e o fată foarte frumoasă, o prietenă dragă, da. Deci o prietenă, da. Ai zis, da? Rămânem aici. Rămânem aici. Pe final de emisie, da? Hai că nu te-a văzut nimeni. Camerele de filmat, oricum sunt singure. Eu vă mulțumesc tuturor. Vă doresc mai bine, la mulți ani, Jenica. Vă mulțumim. Și să ne vedem cu bine de fiecare dată. Pe prietenii telespectatori, îi aștept și mâine de la ora 20, pentru că și mâine seară suntem tot aici cu cântecele artiștilor noștri. Încheiem cea mai frumoasă emisiune, Rămășa pe Folclor, cu sărbătorita noastră, cu artista Jeni Nicolau. La mulți ani, la revedere! Și-n zic prietenii mereu, cu fața-și talentul tău. Mare bucurie.